cam ce se întâmplă la UVT din această perspectivă. Aș vrea să vă spun că pentru mandatul acesta, universitatea noastră a pus printre obiectivele sale principale tot ce înseamnă digitalizarea universității. Colegul nostru, Cosmin Enache, prorector responsabil cu strategia financiară, are în coordonare și acest proces de digitalizare, care sigur apoi este distribuit pe componentele, eu știu, de cercetare, educațional, administrativ, da, pe fiecare componentă a universității în parte. La acest moment avem o serie de servicii pe care le oferim atât colegilor cadre didactice și personal administrativ și de suport, respectiv studenților. În Universitatea de Vest toată lumea are o adresă de mail instituțională, inclusiv studenții. Accesul la diverse instrumente se face doar prin aceste adrese de e-mail. După cum puteți sesiza, există tot felul de, eu știu, appleturi, cum ar fi sesizările, cum ar fi, eu știu, toate listele de e-mail, de contact, acoperirea sălilor din universitate cu posibilitatea rezervării acesteia dacă este disponibilă, zona de e-learning, zona de bibliografie, Manelis Plus aici, facilități pentru angajații UVT și multe, multe altele. Există în mod evident o serie de servicii disponibile pentru studenți. Încercăm pe foarte multe dintre acestea să le ducem în zona smartphone, pentru că știm că studenții noștri se regăsesc în principal acolo. Evident, ca în multe alte universități, desigur, ei pot să-și verifice notele singuri, da, pe platformele pe care le avem la dispoziție. Cazările la Universitatea de Vest se fac în mod online. Au la dispoziție diverse pachete, cum ar fi Office 365 și, mă rog, altele aflate inclusiv în dezvoltare. Câteva cuvinte despre digitalizarea UVT din perspectiva procesului educațional de care mă ocup direct. La UVT am lansat un proiect, am spune unic la nivelul României, este vorba de implementarea a ceea ce noi numim Teaching and Learning Brand UVT, da? Este practic o modalitate de a preda, dezvoltată de colegii noștri de la Centrul de Dezvoltare Academică, colegul nostru Marian Ilie este aici prezent. Sigur, Centrul de Dezvoltare Academică este în strânsă legătură și colaborează cu Departamentul de Științele Educației din Facultatea de Sociologie și Psihologie și, evident, cu mulți alți colegi din toate facultățile UVT. Acest proces este unul care a cuprins întreaga universitate, am avut o serie de întâlniri, de dialoguri. În acest moment suntem realmente în punctul de a-l implementa și a venit cu măsuri concrete. Despre acest proiect nu o să insist acum, urmând, am avut și o discuție în acest sens cu Diana, ca poate într-o altă ediție a acestei serii de webinarii să facem o prezentare mai în detaliu, bineînțeles rolul principal avândul colegul meu Marian Ilie prezent și astăzi la întâlnirea cu dumneavoastră. Revenind la câteva exemple din genul de instrumente pe care dorim să le implementăm, ar fi vorba de platforma de evaluare 360 de grade, cum am numit-o, a cadrelor didactice, care cuprinde evaluarea cadrelor didactice de către studenți, evaluarea intercolegială a cadrelor didactice, autoevaluarea propriilor prestații didactice de către cadrele didactice, evaluarea învățării de profunzime a studenților și evaluarea cadrelor didactice de către directorii de departament. Acesta va fi un instrument all-in-one, astfel încât, utilizând toate aceste, să spunem, procese de evaluare sau autoevaluare, la final să avem o măsură cât mai exactă a modului în care reușim să producem actul didactic. Apoi este vorba de catalog online, de posibilitatea de a gestiona prezența studenților la ore, inclusiv disponibilitatea fișelor disciplinei și, nu în ultimul rând, o platformă de gestionare a ofertelor de practică, a locurilor de muncă pentru studenți și pentru activitățile lor de practică. A fost, să zic, realmente o prezentare sumară vis-a-vis de tot ce ne propunem noi să facem la UVT din perspectiva digitalizării. Încercăm, cum spuneam și la început, să profităm de această perioadă
pentru a putea să implementăm cât mai multe lucruri, fiind într-un fel sau altul nevoit să o facem.